Dar domnule Șalaru, vreau să-i promit că cel târziu după 30 octombrie, nu numai că v-ați zburat din funcție, o să facă pușcărie și pentru Trădare Națională acum, și pentru locomotivele care le vândă Rusia, tot o să-i amintim, și armamentul care acum l-a vândut iar la ucraineni prin firme offshore. Noi tot știm, domnul Șalaru. Și nu o să se scăpi cetățenia României sau nu știu ce, o să te căutăm și o să te găsim peste tot. Pentru toate prostiile care le admiți acum.